Schimbările climatice vor afecta și țara noastră în anii care urmează, iar noi nu suntem pregătiți să facem față unor catastrofe naturale. Seceta, inundațiile sau furtunile sunt fenomenele extreme cu care ne putem confrunta și care ar putea lăsa prăpăd în urma lor. Alertarea din timp și educarea populației sunt primii pași pe care trebuie să-i facă țara noastră pentru a se feri de eventualele catastrofe. Încălzirea globală își face simțită prezența și aduce temperaturi din ce în ce mai ridicate. Însă asta nu este singura problemă. Odată cu schimbarea climei vin și fenomenele extreme cu efecte catastrofale. Ne așteaptă precipitații extreme, furtuni și veri grav afectate de secetă, spun meteorologii. Vor fi transformări ca peste tot și transformările sunt legate pe de-o parte de creșterea temperaturilor în toate anotimpurile, dar mai accentuat vara, astfel de fenomene vor deveni din ce în ce mai grave. Avem într-adevăr manifestări de episoade cu precipitații extreme, de exemplu, și intensitatea precipitațiilor crește în condițiile schimbării climei. Iar secretarul de stat, Raed Arafat, a vorbit astăzi despre efectele îngrijorătoare provocate de schimbările climatice și de fenomenele meteo extreme cu care se confruntă România în ultimul timp. România este un exemplu al impactului schimbărilor climatice, pentru că au început să apară furtuni cu durate scurte, dar cu efecte majore care pot să aibă impact asupra populației, care este un semnal de alarmă pentru noi ca sistem de urgență. El vede ca unică soluție prevenția și alertarea timpurie a populației. În contextul în care în România ultimul secol a înregistrat o creștere a temperaturii cu aproape 2 grade, secretarul a menționat că de câțiva ani a apărut și problema secetei, alternativ cu cea a inundațiilor și furtunilor, situație în care trebuie gândit un mod mult mai rapid de detectare și alertare a cetățenilor. Iar pentru perioada 2011-2020, care încă suntem în interiorul acestei perioade, deja 2 ani din 6 au fost ani de secetă. Acest lucru se asociază cu fenomenul de inundații și fenomenul de furtuni violente. Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, catastrofele naturale cauzate de schimbările climatice și fenomenele meteo extreme vor afecta până în 2050 aproape 1,3 miliarde de oameni și active în valoare de 139.000 de miliarde de euro.